Văd că aveți argint în cap. Da, păi ăsta e aurul. Ăsta e aurul, ha? Dar cred că e cel mai fain aur pe care îl poate avea o femeie de la țară. Și mânurile, cu care ați lucrat o viață întreagă, așa-i? Da, noi am fost 11 copii. Ioi, mulți. Mulți. Și ne-au dus, ne-au dat mama slujnice. Serios? Da. Și ați fost slujnică? Da, am fost slujnică și aici în sat pe la trei oameni. Acum ne-a adus fata dumneitale o parte din hainele la care dumneata ai lucrat. Da. O grămadă aveți aici. Multe. Multe. Mai multe. Avem încă. Mai aveți. Cu care vă lăudați cel mai tare dintre nu, ele? Cu tece, că tece, mi-s dragi. Care-i bine să cânte în casă, cu coșul sau găina? Și la dumneatale cum a fost? Vă întreb lucruri pe care poate n-ar trebui să vă întreb. Poți să mă întrebi. Așa o cânta găina. Găina o cânta. Că el o vine și apoi auzi, dacă omul e străin și vine. Și eu am trebuit să fac ceva și ăsta în ea. Și el nu m-a lăsat. Eu am fost șef. Da, da, da. Așa, dar așa am dus-o bine. Deci mi-a tare ai fost mai în vână. Eu am pus mâna și l-am pus mâna mea. Da, da, da. Unii am zis acolo, mă sunea, dar a fost un bun. Nu pot să zic, dar ar trebui să cânte cocoșul. Dar că ciodată cânte și găină. Doamne ajută-le, Mădălină! Bine v-am găsit! Bine. Ce faceți, le, Mădălină? Aș face dânsășul ca dumneavoastră. Da, așa tânără și faină, nu? Așa tânără și frumos. Dar și pentru așa atât tânără și faină sunteți. De 82 de ani. Da, păi n-aveți mulți. Nu. Hai să vă pup atunci. Eu sunt Bipa Coclauri, nu știu dacă mă știți. Magdalena. Îmi pare bine. Am venit cu părintele de aici, de la dumneavoastră din sat. Îl cunosc pe părintele. M-a contactat să facem o vizită, să povestim așa despre vremurile trecute. A, pe cât ce vă povestesc eu, nu vă povestește nimeni din toată România. Apoi mă gândesc că până la 82 de ani... Am învățat. Ați învățat multe și cred că învățați și pe alții. Învăț numai nu prea. Se învețe. Și n-are cine, domnule. N-are cine. Păi văd aici până acolo că aveți o fată, niște nepoți. Am să crească. Să crească și pe urmă, nu? Și pe urmă. Da, da, da. Văd că aveți argint în cap. Da, păi ăsta e aurul. Ăsta e aurul, ha? Dar cred că e cel mai fain aur pe care îl poate avea și o femeie de la țară. Și mânurile, cu care ați lucrat o viață întreagă, așa-i? Da, 80. Acum nu mai poți lucra. Nu mai putere? Mă doare rău în mână, de vreo 3 săptămâni. Ați picat sau? Poftim? Ați picat sau și ați pățit? Numai așa cred că cum am cusut mult. Uh-huh. Am făcut la toată lumea pe aici. Dar ce? Și ați cusut? Cămeș. Cămeș? Ce fel de cămeș? Gearea cusute naționale. Țărănești? Da. Da, da, da. Mi-a zis părintele că i-a scusut o haină preoțească tare, tare faină, așa de mână cu acu. Păi i-am cusut că și dumnealui e frumos. Și dumnealui, corect. Și e tânăr. Corect. Și are o doamnă frumoasă. Da. La oameni frumos ca să cuși frumos. Îți mai mare drag, așa e și acum mereu mai cu spor. Da, dar așa cum a cus, acum de 3 săptămâni, de la Rusalii, n-am mai cusut deloc. Uh-huh. Am început niște topăși cum făceam când eram mai tinere, de umblau cu ochii. Da, da, da. Și deastea mea, cu deastea umblu eu. Uh-huh. Strinși, nu? Sau cum le spuneți? Topăși, domnule. Topăși, aha. Și acum am început, dar da, nu puși. Putem intra o țără și noi? Hai, dar numai... N-avem mobilă și geala. Nu, bă, e ca la țară, le, Mădălina. A, păi, astea acum le-am făcut la nepoace, la teci. A, astea? Mhm, foarte faine. Vă ai și mână scumpă aveți, le, Mădălina? Domnule, vedeți cum obosesc. Obosesc, da. Uh-huh. Am cuine. Vin la noi veșine. Uh-huh. Și vin de astea, nu, e prin sat. Și zice, Lale Magdalina, că așa zice, la țară. Da, da, da. Lale Magdalina, dar de ce ți-ai pus cingeaua alea pe păreți, că nu-i moda și nu-i fain. Mm-hmm.
I-am zis tu, voi să trășeți, că dacă nu urceți casă, voi nu urceți ce faină lume. Corect, corect. Și am făcut pergele la genunchi când eram tânăr. Nu mă pot lăsa, domnule Gele. Când le spărte și nepoțelul ăsta mic, mamă, că mamă îmi zice, mamă, dar de ce nu le mai pui pe păreț, mamă, că nu-i fain. Nu-i fain. Lasă să urce ca pe le pui. Și apoi așa zic că te le... Zic și ar ceva, dar acum nu zic. Da, da, da. V-a fost drag să lucrați la lucrurile astea, așa? Vai, mult am cusut, domnule. De unde ați învățat? Da, păi, de la părinți, de la mamă. De la părinți, de la mama. De la mama. Am avut, noi am fost 11 copii. Ioi, mulți. Mulți. Și ne-a dus, ne-a dat mama slujnice. Serios? Da. Și ați fost slujnică? Da, am fost slujnică și așa în sat pe la... La trei oameni. Și cum au fost oamenii așa? Domnule, prin ce ne-am pus cana, urcica, pe masă cu apă, că el a fost ofițer în armată. O zis tu, Magdalina, zice, hai duce până în vârful satului, unde sunt căsile alea albastre. Așa, în vârful satului, dacă nu. Da, da, da. Duce până în vârful satului. Mă duc, nu, în care era pe masă. Nu, știi de ce ce-a mânat? Zic, de ce bage? Ce din sașe merge pe masă? Trebuia să pui cana cu apă, lingura, furcuța, tăcea. Și am uitat să pui cana cu apă. Și m-am dus acasă. Zic, mamă, eu nu mă mai duc altul, că nici o făcut cu mine. Duce, dragul mami, că... Oricum, acolo e mai bine ca acasă. Și m-am dus înapoi, că n-am avut ce faci. O trebuie să mă duc, că a fost mulți. No, apoi am mai fost iară slurnice. Apoi după aia am crescut mari. Mama avea cânepă. Cum se pune cânepă atunci? No, o dușem la vale. O băgam în apă, o sta acolo 3 săptămâni să se mureze, să venim acasă, o încicem pinocor, domnule, și luam melița și puneam un par în mijlocul ocolului și când era uscată, pășeam pe meliță, o zdrobgeam. Să zdrobe, da. Și o țupam așa de par să se scuture. Când se scutura, luam heșela și o heșelam. Și facem caiere și meream înșezătoare. Și dacă meream înșezătoare ca tineretul, vine fișori. Ne scoceam fântână. No, vinerea ziceam că te ale tu. Nu mă ieșea, vin în toată seara, dar zic eu, măi, vineri. Oare tu nu puteai niște grăunță să șarbă tu, să facem o țigă? Zice, verger, cum zice atunci. Da, da, da. Zice, hai tu să punem. Da, să facem, dar zic, mă, tu. Zic, câte e, mă, să aduceți ceva de băut, noi vă facem de mâncare, noi așa și voi, să aduceți ceva de, nu țuică, că nu beau atunci ca acum. A, păi ceva, suc. Las tu că vă aducem tu, așa. Dacă nu torcem, și nu umpream fusele, ea sară, nu ne mai lăsa mama. Trebuia să și lucre acolo, nu? Trebuia să torcem. Și pe noastră o rău. Era una care nu știa așa bine oriști. Și apoi zicea ea, tu mare, ca așa o ceamă pe ea. Dar un muric și ișorie și bărbatul să mă. Tu horești o țărătură, avea ea o hore. Tu orești o țărătură. Eu ziceam să orească, să învășâiu. Și o puneam să orească. Apoi asta și râgeu, că nu orești astea cum cânt acum, da, da, doine de astea. Și pe cum vă spui, meream și torcem. Și după ce torcem, opărem în șubări, nu ca acum,
le bagi mașină. Da, da, da. Făceam leșâie, le puneam acolo în șubăr și șerbea apa cu leșâie și le puneam acolo. Că era haine de pânză, nu de astea. De nailon, da. Da, de nailon și de astea. Și aveți, domnule, când era și iarna, era iarna și meream, meream cu ele la vale, că n-avem apă. Ne băgam în vale și spărgea râul ăla și le spălam acolo. Era înghețat țolul pe cine, cum eram legată și astea. Da, îmi povesteau femeile că atunci când se dușeau și spălau haine la râu, înghețau polile pe jos. Da, păi era rocea și... Cum stăteau în apă. Era rocea și polile înghețată cu slui. Da, da, da. Nu acum. Nicuță, domnule. Eu n-aș știu de alea. N-aș știu de țigară, și așa? Și nici nu fumează fecile. De țigară și de astea. Numai acum pune acolo câte un dețe de lichior, pune glaja cu suc, sucul lasă, ăsta-l bea. Da, da. Așa e acum. Corect, corect. Aveți perfectă dreptate, la Mădălină. Dacă ar și să faceți o comparație între vremurile pe care dumneavoastră le-ați trăit atunci când ați fost fată și cu vremurile din ziua de astăzi, care vremuri au fost mai grele? Domnule, cum să spun? Atunci au știut fecele să lucre. Și atunci au fost greu când ne da pe cartelă să da pit atunci. Da, da, da. Și meream de aici, meream bărbatul meu, că acum îi mor de 2 ani. Să-l odihnească Dumnezeu. Să-l odihnească. Meream la bistriță după pâine, și sta, îi da două pâini și trebuie să meargă la colț ca să mai ia încă două pâini să stai la rând. Acum iasă pâine, o aruncă și copiii pe drum. Și acum e foarte bine. Că zice, nu iasă. Sunt de astea de 19, de 20 de ani. Buzile peștice, ungile vopsice, ungile lapcișoare, tocuri așa. Domnule, am mai bine ca atunci, că atunci nu se găsă carne și geastea, că se dau păsă. N-au unii să se angajează. Păi ungile alea țăpele de acolo. Dar nu-s mândre cu ungi făcute și cu buzele. Nu-s faine. Nu-s faine. Că nu au mince. N-au mince. Că de-ar avea mince, s-ar duce acolo, s-ar angaja și-ar lucra cinstit și zice că e sărac. Hai să ajutăm pe cutare, că e tare sărac și n-are ghetușă. Nu-i sărac nimeni astăzi. Da. Că este fabrică, este de trece, domnule, numai să vrea să lucri. Corect. Păi dacă-ți faci unii așa, păi nu le poți băga în baligă ce vacă. Mi-a zis că înainte fata trebuia să lucre. Da. Să știe lucra. Ce mai trebuia pe lângă faptul că trebuia să știe și să lucre? Păi trebuia să lucre, că dacă nu lucra și nu știe să lucre, fișorii zice, aia nu o luăm, că aia nu știe să lucre nimic. Da, da, da. Că, zice, mie mi-ar trebui una să cosă, să ță, să șie de casă. Acum, nu, cum vă spun, că acum nu este război, nu sunt tiță, nu sunt nimică. Și chiar dacă ar fi, tineretul de astăzi nu știe ce e la război. Și zic câte copil, mă, era războiul, îl puneam așa nea. Și bărbatul meu îmi făcea toată noaptea țâși. Și țăsăm. Când a fost cu tremurul atunci, eu țăsăm. Și zic eu, mă, nu știu de ce, zic eu, așa mi se scutură războiul cu mine. Și apoi am dat la... Aveam radio și am dat la... Radio și zice, nu, zice, a fost cu tremur la București și s-o cunoscut și aici. Și așa că atunci lucrau fecele, nu ca acum. Acum, domnule, nu lucră. Că sunt mulți care știu și carce și merg la școală. Dar noi dacă am fost mulți copii, da, mama nu a avut plăcere să ne porce la școală. La 11 copii, sigur că da. Câtă școală aveți dumneavoastră? Păi, domnule, eu am scris pe tăbliță cu... cu spoială,
Cu cretă, nu cu spoială. Cu cretă. La școală ați îmblat cu tăbliță. Da, cu tăbliță și am scris și ștergem pe tăbliță, nu, cum zicea atunci. Și nu, nici n-am putut învăța domnului, că dacă ne-o băga slujnice, trebuia să mă duc. Mergem dimineața, ne scula alea și bageam să mă duc cu vașile. Mergem cu vașile așa, cum zicem noi, în capătul satului, pe pietriș, așa zicem noi. Și așa supra un vânt, era brumă și mergem și stăm cu cișorile, cu tenis. Îmi cișorleu când era fric la cișoare și băcea vântul pe mine, cum a fost de slujnică, vorbesc. Da, da, da. Da, și sufla vântul în pădure, tot gândești că cică pădurea pe mine. Vine, vai, Doamne, da, dacă vine volu, vai, dacă vine ceva, singur, că nu era nimeni, nimeni. Și dacă nu hrăneam vacile, să și iesătule vacile, n-avem ce vine acasă, că ne suduia. Mă suduia lelea și bagea. Lelea și bagea, le spuneți? Lelea și bagea. Da, da, lelea, da. Și bagea. Și cum e acum, în ea, acum, vara, zic, acolo mai încolo, în ea, când e ploarea de soare, ne sculam dimineața iară și ne dușem pe marginea pămneriștini cu vașile. Pe marginea pămneriștini și apoi cum avea toată lumea floare de soare sămânată. Și apoi noi rupem frunzele de la să le rănim vașile. Vineam, bă, păi avea câte o burtă, era săture vașile. Da, da. Vai, tu ce le-ai rănit, tu copciile, tu le-ai rănit. Păi le-am rănit, că le-am mai dat și boce de floare, frunze de boce, zic eu, și le-am pus și pe margini, le-am mărginit, cum să zice. Mm-hmm. Nu. Dar cum să vă spui? Eu zic că e bine acum. E bine acum. E, da, bine că sunt fabrici, dar la noi nu a fost, la noi a fost un sat sărac. Că aici au fost copii mulți, unul a avut 12, unul 13, unul... cum a avut mama 11. Dacă nu a fost firmă, domnule, nu a avut unde să se ducă... Să lucre. Să lucre. Da, da. Nu a fost firmă, nu a fost să ce duci. Ape, un copil cum ce duci? Ape, după ce am crescut mari și nu m-am măritat, am mărs cu ziua. Cu 150 de lei. Nu, eu zic, bani de pe vremea lui Ceaușescu. Da, da, da. 150 de lei, domnule, să șeram cum mă vedeam, cu mânecă scurtă, îmbrăbodită înapoi, n-aveam clop, n-aveam nimică. Apa mă, și să ai clop, și să ai, nu este nici greu ce să șeram. Da, da. Că da. Nu este greu. Și ce-ar să și e greu, nu știu să se șeram. Așa e. Nu știu. Eram la să șeram. Și apoi după amiază, când se nori atunci, era ploi mai mult ce, ca acum. Mitul se norează, oare... Să legăm nopci, zic eu, și să facem clăi, jumătăți. Pășeam jumătăți și le strângeam și apoi ne apucam iară de sășera, ca să nu apuce grâul jos să-l ploie. Nu, așa era mai de mult. Păi acum, cum îți spui, care are carce, are parce. Dacă, da, n-am avut carce, am fost slujnică și... Dar ați făcut măcar 4 sau 6 clăs. Patru clase. Da, da, da. Așa... Domnule, să am casa asta plină de bani, nici știu număra. Casa... Mintea v-a mărs, așa-i? Mintea mi-a mărs. Dar n-am avut carce. Da, da, da. Nu am avut putere să ne porce mama la școli. Și... Da. Că ne-o dat slujnice. Păi după ce ne-o dat slujnice, nu. Am înțeles. Ați zis că ați crescut și v-ați măritat. La câți ani v-ați măritat? Da, pe la 19 ani m-am măritat. La 19 ani. Tânără. Tânără m-am măritat. Am făcut 7 copii. 7 copii? Da. Cu cine? De la cu bărbatul. Așa, și cum l-a chemat pe omul dumneavoastră? Da, între nea, acolo nea, impoză nea. Impoză. Și cum l-a chemat? Andrei. Andrei, badea Andrei. Da. Și, nu, cum am zis, primul fișor, zic eu, vai, îți beceagă. M-am dus, o adus o căruță, m-a pus în căruță, m-am dus și când am fost în drumul țării, pe la Apaceu, în mijlocul drumului am făcut-o. Acolo, în mijlocul drumului? Acolo, în mijlocul drumului. Am tras acolo, țără mai încolo și dai drumul. Și cum v-am spus, era un tractor răsturnat acolo, nu știu cu ce, n-am văzut.
Numai era poliția și oameni mulți acolo și-o venit poliția și zice, zic eu, lăsați-mă că nu știu ce am făcut așa. La ăștia i-o dat drumul, la căruță să margă. Dar și ne-au venit după mine, nu i-o dat la nimeni drumul. Da, da, da. Să margă, numai pe mine, nu, dacă... Pe vremurile alea era destul de greu și cu nașterile. Erau și moșă pânsați, da, sau cum era? Da, păi... Eu m-am început să fac pe acasă și nici n-a fost moșă la noi în sat. Deci n-a fost moșă aici. N-a fost moșă și... Vă spui, eu nu mi-a și făcut avort, o reclar, îți lasă, că eu am zis că te bărbat, mă, dacă tu nu vrei să faci copii, eu nu mai stau cu cine, că mie mi-s dragi copii. V-au fost dragi copii. Eu fost tare dragi, da, copii. No, și apoi așa că am făcut unul, am făcut doi, o murit, am făcut a treilea, o murit. Ăla primul o trăit cam trei luni o trăit și unul l-am făcut mort. Fetele tăce o trăit. Tăce. Deci numai fetele trăiesc. Numai fetele. Da, da, da. Nu. Dar mă gândesc că pentru asta, iată, astăzi vă bucurați de fete și de nepoți, nu? E foarte bine, domnule. Cu Badi Andrei, cu bărbatul, cum v-ați înțeles? Foarte bine. Bine, bine. O fost un bun. Da. El nu a fost de aici. Nu a fost de aici. Nu a fost, că el a fost din Ușani, de pe Badi Andrei, cum unei mănăsiri acolo. Și cum v-ați cunoscut? Dar voi au venit așa într-o duminică, cum mereu fișorii, sara, era, cum să zic, era joc, era șereceu. Da, da, da. Cum să măritam, vine, făcea o spăț, sâmbăta mereu, fecile ce mai la șereceu sara, era sâmbătă sara numai fecile și duminică mereu însurață, numai era tot un copil. Și o femeie și un bărbat. Mm-hmm. Atunci nu era voie să meargă copiii la nuntă. Da, da, da. Nu, atunci numai noi bătrânii. Nu, era atunci. Dar pe acum mă arătăți la oaltă. Și acolo v-ați întâlnit cu el. Da, au venit acolo la ăsta și nu, m-au luat la joc. Și nu, am povestit. În aia duminică iar au venit, iar am povestit. Până odată, nu, te povestim, tu, eu eram servitoare la Bistrița atunci, la doctorul. Da, da, da. Era la un doctor. Zice, tu, zice, nu vrei să ce măriți, zice că, zice, eu vreau să ce iau, păi ce, nu glumesc. Bă, eu mă duc la Bistrița, mă, și apoi vedea eu, ne mai întâlnim, nu. Dacă am dat gen, nu mai trebuie tartă să mă duc la Bistrița, la ăsta nea. Acum ne-a adus fata dumneitale o parte din hainele la care dumneata ai lucrat. Da. O grămadă aveți aici. Multe. Multe. Mai multe. Avem încă. Mai aveți. Cu care vă lăudați cel mai tare dintre nu, ele? Cu tece, că tece mi-s dragi. Cu tece. Tate vi-s dragi. Uite, da, acolo e o cămeșă faină de un fișor, de un asta copil. De... Cred că la nepot i-ați făcut așa, e? Da, la nepot, la ăsta. Doamne, ce modele faine. Nu. Și șipca asta am făcut-o acum, de la rusale, pe rusale le-am făcut. Da, da, da. Nu uitați. V-am zis că aveți o mână scumpă. O mână scumpă. Și astea mi-am făcut la tăla nepotă. Domnule, eu i-am făcut să n-aibă nimeni ca ea în sat. Dacă eu sunt femeie săracă, am zis, lasă că eu le fac să n-aibă nimeni ca bun. Foarte bine, foarte bine. Nu. Și astea ne-au venit doamna Preoceasă și a zis, mă vezi și pe mine. Haideți, doamne, că eu vă învăț. Nu, uitați. Dar ce credeți? Atâta lucru în ea. Da. Zi, da, și noaptea. Da. Eram tânără. Zice omul ăsta, hai tu și ce culc odată tu. Era la 11, la 12. Mă, dar n-am numai o floare, o rujă și viu. Pe dimineața noastră, scoală ce zice, cam îi zuă. Lasă-mă, nu o țărucă să mai duc. Păi după ce mai tata noaptea, stăteați cu acul în mână, vorba aia. No, tata noaptea. Da, și apoi de astea le-am făcut și la fata aia. Și apoi a venit la mine și cum îmi spui, eu am învățat-o și ei au făcut ăsta în ea. E prima dată... Șiru. S-a învățat, jurul să nu ia. Da, da, da. Și apoi cam asta e greu, că pe cum am zis câte părințile. Domn părinte, aici dau șiriu, de aici nu mă pot duce nici în sus,
Nici în car, nici în clu. Eu trebuie să mă tută pe șirul ăla până când gat. Da, da, da. I-am luat un șir și l-am dat la domn părinte. Păi eu nu văd cu ocelar, tante Magdalena. Mă vedeți? Eu cât mă chinuiesc. Mi-e tare dragi să fac. Da. Și apoi eu, dacă mi-a fost dragi, am făcut. N-am avut bani. De câte ori, domnule, să cumpăr, că n-am avut bani. Dar pe luam împrumut, mai băgam mai așa sub față de masă, avem copii. Că fata s-a măritat așa și-a lăsat bărbatul cu 3 copii. Da, da, da. Cu 4. Și am un fișorul ăla mare, e patron. Și apoi eu îmi băgam și făcea, tu, eu ți-am adus banii, dar ce-ai făcut cu banii? Nu așa i-am făcut, dar nu i-am băut. Băgam și pe când vinea copiii, dar ce să vezi că vineau sâmbătă după amiază. Cum e și acum, ținem sâmbecile și vine sâmbătă. Păi, domnule, făceam câte o cupturi de cocorâți, turtă cu salicale și puneam toți copiii acolo. Când vedeam că mâncă ei, eu eram sătulă. Eu numai apă beam. Da, da, și da. Cuptorul am dat, zice, nu-l stric. Nu, până trăiesc eu cuptorul nu-l stric. A pe când mor eu, face ce vreți. Și aveți cuptor? Da. Serios? Da. Aici în spate? Aici. Da, da, și mai faceți pâine acolo? Domnule, aș face pâine, dar nu se merită, că am e căldura mare. Da, da, da. Și dacă fac 3 pâini și pui George în ie, 2 zile nu se mai corect, mult. Corect, și apoi, corect. Păi decât să arunc părina, da. Să... Na, da, așa e, așa e. Și apoi decât să arunc părina, să o arunc, mai bine nu fac. Uh-huh. Că ei aduc seara o pâine și apoi ei mâncă și ei, mâncă și noi. Și ne rămâne și pe dimineața. Da. Copilul pleacă la școală, uh-huh. Când e școală, apoi eu... De câte ori nu mânc nimic. Când iau cu sutura și mă aștept, Doamne, dă-i odată să se duc odată, să mă poți punea. Pe când a ieșit? Și eu cu sutura. Vă apucați de lucru. Mă apuc de cusut. Da, da. Ochelar purtați? Am uitat să vă întreb. Nu purtați. Nu. Și la 82 de ani, vedeți, ca să da. Lucrați cu acu, să băgați ață în ac. Cus. Mhm. Fără ochelar. Incredibil. Nu crede. Fai, nu vine să cred. Mi-a povestit părintele, dar nu mi-a vin să cred că dumneata la 82 de ani așa o să lucri cu acu așa. Și patrafirul aveți să-l vedeți. Da, da, da. Vreau să aduc un picuț și patrafirul, pentru că ni l-a adus părintele, ni l-a agățat aici și să îl arătăm și oamenilor care ne urmăresc, că nu știu, dar e o lucrătură atât de frumoasă pe dumnealui. Hai să îl arătăm oamenilor. Îl deștieți dumneavoastră. Ai, Doamne, ce frumos e. Șamoanul ăsta de Rusalii l-ați gătat, așa-i? Chiar cum să zic, Duminicopo Rusalile și joi seara l-am gătat. Da, da, da. Joi seara. Hai să ridicați o țărucă înainte să-l vadă oamenii. Așa, așa. Incredibil, tare frumos. Tare frumos. Și o lucrătură atâta de fină. Cam câtă vreme ați lucrat la el? Da, păi, să vă spun drept, că nu, eu nu mințesc, că nu place să mințesc. Lăsați-l așa ca să-l luați. Uh-huh. L-am început înainte de Paști. Înainte de Paști? Înainte de Paști, în săptămână, înainte de Paști. Da, da, da. Dar n-am cusut câte o săptămână, două, câte două, că m-a durut tare rău mână, așa acum. Am o fapt-o până, dar nu poți cu mână. Și ieri am fost la medic și au zis că am obosit-o, că am lucrat pe emu cu ea, știți? Da, da, da. Am făcut și că de asta ne-am făcut pe Rusale la 6, 3, 2, 4, 6 metri de șim că am făcut de asta. Haide mie. 6 metri la pole. I-am făcut astea polile la fata asta care e de aici. Da, 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 înțeleg. Și la fata asta dincolo, peste asta, de tu. Vă fac la mă dau într-o formă. Da. Și am făcut iară la o părere de pune. Da. Și atunci când a îmbrăcat părintele aici în sat, prima dată patrafirul, ați fost la sfânta? Încă nu l-a îmbrăcat. Nu l-a îmbrăcat că l-a sfințit, dar eu i-am spus la biserică, domn părinte, eu, dacă dumneavoastră îi spuneți cine l-a cusut, eu nu viu la biserică. Uh-huh.
Și încă nu l-o purta la Sfânta Liturghie. Păi nu știu dacă nu a fost cu el acum la mănăstire, nu știu. Da, 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 am înțeles. Că nu a fost până acum la mănăstire. Zic eu, dacă spune, zic eu, nu viu. Și apoi eu spun la biserică, l-o sfințesc și zice, ne-a făcut, dar nu vreau să-și audă numele. Da, da, da. Dar pe femeile acum, cum sunt biserică, făcea, tu ăsta, Mădălina l-a făcut. Tu l-ai făcut tu. Cum să mințesc? Da, da, da. Zic eu l-am făcut. Uh-huh. Acum trebuie să vă mândriți cu muncuța dumneavoastră. Că până la urmă a strudit pe el și vorba aia, numai câte sute și mii de împunsături cu acu ați făcut pe el. Păi am zis că pe Domnul Părinte, Domnul Părinte, băi, tante Mădălin, am zis, Domnul Părinte, câte cruși a făcut aici pe el, atât de atât ce-au făcut. Am zis, eu știi cum e aici zicală. Două zile ce-ai pomenit, după aia ce-ai uitat și ce-ai grup. Eu sunt convins că părintele de aici din sat nu o să facă așa ceva și nu o să uite de dumneavoastră. Da, da, da. Și cu siguranță și peste zeci de ani o să dăinuiți așa în sufletul părintelui. Nu, vă place? Nemaipomenit. Nemaipomenit e frumos. Și pe două șire. Pe două șire, da, 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 în crușiță. Nemaipomenit. Tare frumos, tare frumos. Și fetele știu să căsă tot așa. Și fetele. Dar nu văd. Li-s dragi, așa e și la copii, la fete, special lucrurile astea. De când să le aprind, să le dai la cineva că mor eu, tăce le împătură și le pune pe mine în groapă. Să putrezească acolo cu mine. De ori putrezi, de nu, acolo să stăie. Dar pe am făcut 80 de raze de preșuri de astea. Da, da, da. Am câte casă, dar nu mă lasă să le pui. Nu mă lasă, că zice, mică, nu să pun mic. Tu n-ai treabă, că și așa, mică nu pune cingeaua, mică nu. Tu, astea le-am cusut în săptămâna Paștilor. Da, da, da. Cam, dar veci, mai uh-huh. De mult. Dar da. Zic eu, e așa, vreau eu să-mi pui... Dacă vii dragi, vii dragi. Da, da, mult ce da. Zic, domnule, mult ce zic. Iată o veșină, mama lui Popa, a lui Gabi, care lasă Nicolae și asta dincolo de genul. Da, da, da. O zis, da-le, Magdalena, nu spune, no, ia-le de acolo, ia-le de pe ăla, ia-le de acolo, că nu-i fac tu. Nu spune că nu știți voi face. Mereți tu și dați-mi pace că eu până mor, eu nu mi le lăs modelul. Că zic că e bucătărie, zic că e la țară, nu la bloc să bat cilone. Că zice, pe cine? Cine vine de îi place să se bage, cine nu, acolo e drumul. Da, și parcă vedeți noastră, la țară nici nu se șade cu pereții goli. Așa e? Da, să știți că chiar cu părinții gol, că nu lasă nurorile. Eu dacă aș avea o noră cum avea Crifișor, de-aș avea o noră în casă, noră, poate mi le băga și pe foc. Da, da, da. Cam nebune astea tinere. Corect. Că nu le trebuie dacă nu știu, domnule. Da, da. Dacă nu știu să cauze, nu știu ce e cusutura națională. Corect. Oare și să alege cu toate lucrurile astea pe care le-ați făcut dumneavoastră când nu-ți mai ieși pe lume? Eu zic să le păstrează până când orice și ele ca și mine. Eu tot așa zic. V-ar și drag așa, e să le păstrează mult și bine. Apoi și ori face cu ele, nu știu, da, ne-i dragi. No, de asta i-am făcut la părinții. Da, da, da. La iunii. Tare, tare faine. Iată că sunteți o femeie de cinste de aici din sat. Și să știți că tare mult mă bucur că m-a adus părintele astăzi la dumneavoastră. Vă bucurați? Tare mult și că v-am cunoscut și eu nădăjduiesc că o să ne mai întâlnim. Și povesteam noi mai devreme afară până s-a încărcat un pic cu bateria la aparatul de filmat, că mi-aș dori tare mult ca la anul când împliniți 83 de ani să vinim așa la oaltă cu părintele să vă cântăm la mulți ani. Bii. Așa, o să, uite, eu îmi dau promisiuni aici față de dumneatale și față de oamenii care ne urmăresc la ora asta și aș vrea în momentele următoare să ne ducem un picuț pe afară, că am văzut că aveți o gospodărie tare faină și să vadă un picuț oamenii și rânduiala, cum se spune, pe afară pe care o aveți pe aici. Auzi, domnule, nu sunt așa multe ca la... e o gradă de oameni săraci. Nu neapărat, eu țin să cred că totuși e o gospodărie pentru oamenii de rând aici din sat. Nu, să zic că avem voi mulți, că nu avem nici voi, nici capre, nici nimic. Parcă altă lume afară.
Da, măi, răcoare, super. E răcoare frumos, da. Ai fain afară. Da. E fain pentru omul sănătos, dar care e bolnav, nu-i fain nici acum. Amu, asta e drept. Aici văd că aveți și niște găini. Niște pui. Niște pui. Că găinile mi-au murit, nu am rămas numai cu 6 găini. Uh-huh. Că au fost bătrâne. Îți devo 6-7 ani așa pe omul ăsta. Nu m-au lăsat să le tau, că tu aia e încălțată, aia o prinde, asta e cu eu. Uh-huh. Și tu zice, lasă, zic, lasă-mă, eu dă-i pașă, zic, eu taie una. Nu, zic, eu știi ce? Eu nu tau nici o găină altă, tot ce le lăsă moră. Și chiar așa, că nu tau nici o găină. Da, da, da. Că-s bătrâni. Uh-huh. Și-am tăiat odată mai întâi, am o Ioan, că bărbatul meu are 2 ani, 3 ani pe la Crișuna. De când s-a dus, da. Da. Și zic, eu am tăiat o găină să fac tăiței. Atât a fost de grasă. Da, pe înșert-o de dimineață, de când m-am scurat, am prins focul, era la 3 după masă, nu șert. Încă nu a fost șartă. Nu a fost șartă. Nu, zic, altul, dar nici nu mai tai eu nici o găină. Văd că stați bine cu lemnile aici, aveți, da, lemne, avem. V-ați aprovizionat. Eu a adus acum de vreo 4 săptămâni. Da, da, da. Că eu am zis, mă, am uite adus lemne. Vara. Corect, corect. Vara se face car, iarna se face sani. Așa, ui. Și apoi, no, tata, am zis, tata, mă, hai să aducem, mamă. Și apoi, cu unul o vorobie cu o mașină, eu am vorobit cu un copil cu tractorul, mi-a adus o remorcuță. Și ajung pe iarnă. Că mai rămân, că avem gaz băgat. Da, 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 este gaz aici în sat. Da, păi și noi avem gaz. Oh, e domnie curată. Dar nu-mi place domnul. Nu vii drag cu gaz. Pe domnule, mâncarea ca pe oficiu nu e așa ca la gaz. Serios? Da, e mai bună. Mai bună pe sobă. Și plășincile când le faci acolo pe lespede. Corect, corect, corect. Nu ca la gaz. Da. Gazul e gaz. Dar gazul nu-l poți să opri să știe ăsta mare. Dar focul trage un lemn, niște faine s-o roșit. Da, da. Îți faine. Așa e. Aici văd că aveți un cotieț. Cred că e și un porc, așa e? Putem mai rețura acolo să îl televizăm. Avem, da, aici în un porc, că eu am zis, mă, nu cumpărăm, că am două frigideri, o ladă mare și un frigider mic. Îți prinde de carne. Da, da, când, da, am tăiat porcul alalt, am luat și altele și le-am dat la câini. Nu fac pradă cam scumpe, am luat numai unul și am luat. Da, 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 am înțeles. Și-a luat unul. Aici așa e porc frumos. Nu, nu, numai să se facă până cu alea de Crăciun. Numai de 90 de chile să se facă, domnule. Da, da, da. Cum e mai bun? Nu. Și am zis să nu luăm doi, că ei capătă bunul și eu câte de 9 milioane. Da, da. Cam în tot anul cumpărați porc, așa-i? Nu, domnule. Am eu n-am avut 3 mari de 150 de chile. Serios? Da, am doi, am avut iar de 3. De când suntem aici, n-am fost să n-avem 3 porci. La anul ăsta. Da, da, da. Că dacă eu am fost beceagă, nu-mi cumpărați, că nu mă pot duce cu găleata. Și apoi el mă duce găleata, el mi le face tăce. Am înțeles. Eu-s doamnă, eu-s patroană. Patroană, patroană. Ei, se pare că nu se trăiește rău la țară, așa-i? Domnule, dacă lucruri nu se petrece la țară, dar la țară trebuie să lucri. Nu poți să stai. Trebuie să lucri. Să coși, să țăși, să faci șipcă, să crepi lemne, să mergi în grădină să sapci, să prăjești. La țară de lucru. Da. La bloc, vii, fac un duș, mă spăl, mă pui pe pat. Dar pe aici n-ai timp să te pui pe pat. Da, da. Aici dacă te pui o oră să stai pe pat să te odinești. Și ora aia te gândești, vai mă, oare n-a stat prea mult? Asta pe mult în pat. Da, așa e, dar omul de la țară mai știe un lucru, că și mâniză. Da, eu știu, dar ce poți face așa, să nu lăsa pe mâine, domnul? Absolut, absolut, așa e. Așa e. Da. Ce poți face? Astăzi nu. Astăzi, dacă e vreme bună, duce și căpălește și lucră. La noapte, dacă dă Dumnezeu ploaie și nu poți căpăli 3 zile, da, ai rămas în urmă. Așa e. Nu, așa e, așa e la țară. Da. Am de trece, domnule, oameni buni, fata bună, mă ascultă, copiii, fecele mi spun, tătă ziua mă sună, poate și de 10 ori mă sună pe zi. Da. Apoi eu știu ce zic,
Că eu așa zic eu, că așa-mi din capul. Tu, nu mă mai sunați, că eu n-am vreme să stau cu, la telefon. Tu, voi n-aveți de lucru. Iată-le, voi n-aveți de lucru. Nu, mică șef, așa mă vezi din grede. Du-te în casă și nu stai pe căldura asta. Da, da. Păi eu v-am zis, îngrijează de dumneatale. Și trebuie să vă bucurați. Apoi ele mă grijează să nu mor, să nu mor, da. Când mi s-au gătat zile, nu-mi pot da ele zile Domnule. Da. Să le numai Dumnezeu. Corect. Dar mă grijesc și îmi fac tăcișe. Foarte bine că vă îngrijeți. Aș vrea să vă întreb cam una. Dumneavoastră sunteți o femeie trecută prin viață. Care sunt bucuriile astea ale omului în viață? Bucuriile? Când îți copii sănătoși și ce omenesc, aia e mai mare bucurie. Asta e și a mai mare bucurie? Da. Când ce omenești, ce omenești, nu-și bați joc de cine, apoi acele bucurii, ce bucurii. Da. Când vezi că să omenești, să mai dragul de copii, de nepoți, de... Așa dacă tăi sfadă, tăt, mai bine să mergi la nepoți, la... Da. Știu că la oaltă, cu omul dumneavoastră, Badia Andrei, ați avut peste 50 de ani de căsătorie. Da. Cum ați făcut să și așa o căsătorie lungă, trainică și de durată? Domnule, cum să vă spun? N-am fost să nu ne ieșim de nimic câteodată, așa. Dar așa să vă bată, nu m-a bătut niciodată. Uh-huh. Niciodată. Când am văzut că e nervos, că nu mai are omul nervi. Știi ce zicem? Nu, dă-i pașa, mă duceam în coș și încolo, când vine. Nu, tu, ai venit? Am venit. Ce-i baiul? Vai, tu ce nebună ești. Știi, și cu vorba, și da, cu da. Vorba face mult, domnule. Că dacă și îl lua pe bărbat, zice el din gură, dar după aia are dreptate femeia asta. Mai are și greșeală și femeia, mai are că zice una și alta, știi? Care nu trebuie să zică. Da, da. Oare care-i bine să cânte în casă, cu coșul sau găina? Și la dumneata ale cum a fost? Vă întreb lucruri pe care poate n-ar trebui să vă întreb. Poți să mă întrebi. Așa o cânta găina. Găina o cânta. Că el o vine și apoi auzi, dacă omul e străin și vine și eu am trebuit să fac ceva și ăsta în ea și el nu m-a lăsat. Eu am fost șef. Da, da, da. Așa, dar așa am dus-o bine. Deci mi-a tare ai fost mai în vână. Eu am pus mâna și l-am pus mâna mea. Da, da, da. Unii am zis acolo, mă sunea, dar a fost un bun. Nu pot să zic, dar ar trebui să cânte cocoșul. Dar câteodată cânte și găina. Am important e că până la urmă dă fiecare unul după altul. Și da. Cred că asta e cel mai important. Și apoi auzi, când o duci bine cu toată lumea, e bine, domnule. Nu pot să zici că am trăit rău, ne-am spăgit. Niciodată nu m-a bătut. Vechi, și meritam să mă bat. Ați și meritat? Ați și meritat. Că nu treceam din gură. Da, da, da. Nu. Dar așa făceam, duce tu că nu ne pune mincea cu cine. Uh-huh. El a fost mai bătrân ca mine cu 7 ani. Cu 7 ani, da, da. A fost mai bătrân ca mine. Uh-huh. Am înțeles. Da. Uite aici văd că aveți și un câine. Asta vă păzaște, nu? Da, păi de micuță au venit copiii, copilul în ea au venit și zice, mică, mă lăsa să aduc un cățeluș. Da, e tare dragi câinii. Aha, nu e rău, nu sare pe oameni. Nu sare, nu. Nu sare, asta e pentru copii, da, de da, jucărei. Da, să joace. Da. Și aici mai aveți un dud. Da. Care ține umbra aici la dumneatale, da, și din coașe că... văd că mai aveți niște găini. Aveți un picuț de gospodărie? A, păi... Puțină, domnule. Puțină? Dacă s-o străca colectivul, oile le-am vândut și tăce s-o duc. Dacă se duce bărbatul de acasă, tăce s-o duc. S-o duc, da. Ați avut mai multe înainte? Păi înainte n-am avut numai oi. Numai că oi. Vaca, am avut o vacă, dar de tineri am vândut-o când i-am făcut casa. Da, da, da. Și n-am avut gice, n-am avut avere, n-am avut nimica. Am înțeles. Nu, n-am avut. A fost oameni săraci. N-am oi, n-am stână, n-am pământ. Pământul l-am cumpărat. Uh-huh. Că dacă am fost 11 copii, ne-a dat statul niște pământ și pe pământul ne-am făcut așa casă.
CAP-ul ne-a dat aici. Da, 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 am înțeles. Colectivul ne-a dat și ne-a făcut așa. Și oi cam câte țineți? Da, păi avem câte 16-17 oi avem. Da, da, da. No, și apoi, după ce s-a gătat colectivul, el nu mai putut cosi, că pe s-a dus la șantier. Și nu a avut cine cosi. Și la oi trebuie fân. Trebuie, trebuie fân, bucace. Da, și da, așa da. Că n-am avut unde să ținem și le-am vândut. Am înțeles. Nu a avut și cine merge la oi, că oile trebuie să le mulci pe la amiază. Da, da, da. Și seara aveam oi, trebuie să mergi seara la oi și nu găsai pe nimeni, că unul tânăr de ăsta care vine la oi nu știe să mulgă. Da. Să-i trebuie om ca să meargă la oi să și mulgă lapcele, știi? Uh-huh. Nu numai să-ți ajuce la adus la lapce. Și apoi așa am zis, hai mă să le vingem. Am înțeles. Le-am vândut. Da. Și aici mai aveți o țără de grădină, așa e? Da. Acolo, în spate. Avem un picuț. Uh-huh. Și a spus, vreți să merem? Haideți să merem o țără, dacă socotiți dumneavoastră că puteți. Nu. Și apoi de-ai cum vă spui, găinile nu le lăs, că le lăs să moră. Uh-huh. Dar măcar ouă mai fac. Da, pe-s bătrâne, și de 7 ai. Și de 7 ai, da, da, da. Da, câte un ou mai este, nu? Da, pe unul, două, nu. Oi, 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 este o țăr de grădinuță. Nu, atât, până pe unde spune. Dacă ar mai da Dumnezeu și o țărucă de ploaie... Nu, aici avem niște fasole, dar pe dacă nu plouă... Da, da, da. Tăce să uscă. Da, da. Avem de tăce, numai să ne dea Dumnezeu să ne taci. Duceți lipsa de ceva? De nemnică. De nemnică. De nemnică nu l-aș duce. Uh-huh. Nu duc de nemnică, numai să-mi dea Dumnezeu să mă facă. Da. Nu mi-ar trebui bani, aur, nu-mi trebuie nemnică. Am o trecut vremea pentru așelea, nu? Da, da, sunt care îți pline de adicile și pe aici. Dar eu n-am avut nici aici, nici pe aici. Niciodată n-ați purtat? Nu. No. Nici șerșei. M-am dus la un medic când m-a operat la Cluj. La camă, ceva la Cluj, a zis, eram tânără, că dracu mai gevo, no, tânără, gevo, 60 de ani. Zice, dumneavoastră, zice, n-aveți aur. Zic eu, bă, da, am aur. Ăsta e din cap, din cap. Și-au râs. V-am zis eu atunci, la început, cred că aura ăsta din cap e cel mai fain aur pentru femeia de la țară. Ăsta e cel mai scump aur din România. Corect, 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 așa e. Dar acum, la vârsta asta, ce vă mai doriți la viață? Sănătate. Sănătate? Altceva nemnic. Uh-huh. Nu-mi trebuie nemnică. Nemnic. Le-ați împlinit pătatea? Auzi, eu am 6-10 milioane. Cum zic? Pensia. Și le dau pe medicamente. Dar eu cu banii ăștia aș putea să trăiesc mult și bine. Da, da. Cât am mânc. Că mi-a dus și fecele până în lumea tăcișelea. Uh-huh. Și ei cumpăr, aduc. Da. Asta e bine, că îngrijesc de dumneatale. Grijesc. Și important e, cum a zis dumneavoastră, să știe numai sănătate, de-amu. Păi sănătatea e bunătatea. Da. Păi auzi, domnule, degeaba aș avea eu toată lumea asta să și ia mea. Să și ia mea. Și aș putea face cu ea dacă zbornavă. Corect, corect. Și dacă n-ar fi bolnavă, ce să fac cu ea? Da. Dar ce să fac cu ea? Așa e. Nu-mi trebuie nimic. O singură întrebare mai am pentru dumneavoastră și pe urmă oprim filmarea și ne luăm și rămas bun de la oamenii care ne urmăresc. Dacă ar fi amus să trageți la 82 de ani o linie pentru toată viața asta, cu ce v-ați ales din toată viața? Sau cu ce să alege omul? Cu păcatele care le-a făcut. Cu păcatele. Da, că nu este om fără păcat. Și atunci vă întreb altfel, pentru ce suntem lăsați pe pământ, dacă ne alegem cu păcatele? Da, pe, pentru ce? Să trăim, să muncim cinstit, să șim oamenii de omenie, altceva. Da. Nu. Deci cam asta e rostul omului. Dacă ai și de omenie, să nu, cum să zic, să nu hulești, să nu blastăm, să nu... Să ce îmi pare bine, să așa ca frață. Vezi că și acum frață își dau în cap. Da, da, sunt pământ, situații și situații. Da. Corect.
Da, eu a murit bărbatul ăsta, dar nu a avut treabă. Nici magnoză, nici eu. Da, da. Așa e bine să te împaci unul cu altul. Și cum să vă spun? O mamă, când se duce din lume, zice că să nu se sfăcească. Să se împace, să nu râdă lumea. Să nu râdă... No. A murit măsa, azi n-am ce și-a dat în cap. S-a bătut ca orice. Nu. Cum îți spuneam așa să cedeam? Ușa să cedeam, că ce mări părinții de aici, ei trag că e casa părincească. Corect. Și de-aia de cât de mult, Domnul îi zice cât de bine, că e dor și de câine din sat. Așa e, corect. E dor de veșini, de oameni. Mergi și așa la noi, nu sunt veșini, că toți muri. Numai eu sunt așa, singură ziua. Numai eu sunt. Singură, că toți își plecat. Da. Da, să nu se sfădească, să nu se bată, să se uminească, atâta. Corect. Să știți că tare mult mă bucur că v-am cunoscut astăzi. Vreau să-i mulțumesc din suflet părintelui de aici din sat, din satul Chiețiu, comuna Chiochiș, județul Bistrița Năsăud, că m-a adus la dumneavoastră și așa cum povesteam mai devreme în casă, nădăjduiesc că la 83 de ani ne vedem și vă cântăm cu toți la oaltă la mulți ani. Nu vi l-am. Îți vedea dumneavoastră, promisiunea e promisiunea. Și aș vrea acum pe final neapărat ca să le transmiteți un gând bun oamenilor care ne urmăriți, să știți că sunt foarte să mulți oameni. Să le dea Dumnezeu multă sănătate la toată lumea asta. Sănătate să aibă, că dacă ai sănătate, ai de trece. Da, corect. Dacă ești bolnav și la poți avea, poți să ai orice. Bineînțeles, corect. Încă o dată, mare mulțumire că m-ați primit la dumneavoastră și iertare pentru tot deranjul făcut în casă, cum se spune. Lăsați-mă. Să dai Dumnezeu să ne revedem cu bine. Nu, Dumnezeu vă ajute și să aveți drum bun și să mai veniți dacă oi trei. Dacă oi muri, dacă oi muri, mai treceți la casa asta. Să ziceți, o muri bunica. Promit că așa am să fac. Nu. Încă o dată mulțumire faină de toată povestea pe care ne-ați oferit-o astăzi și să rânduiască Dumnezeu să ne revedem cu bine.